Victoria reprezenta singura variantă a tricolorilor pentru a mai spera la o calificare în optimile lui Euro 2016, numai că una a fost dorința noastră a tuturor și chiar speranța și alta evoluția din teren a elevilor lui Anghel Iordănescu. Forțat de accidentările lui Pintili, poate cel mai bun tricolor de la acest Euro, a lui Raț și Steliano Filip, selecționerul a inovat cu mățel pe stânga și l-a trimis în atac pe Ali Bek. Meciul părea începe așa cum ne așteptam, adică cu tricolorii în atac. Șutul lui Stanciu din minutul 3 a fost cel care a dat speranță celor peste 10.000 de suporteri prezenți pe stadionul din Nyon. Apoi, Hoban și Stancu au avut și ei ocazii de a deschide scorul, cea atacantului fiind și cea mai mare a noastră din întreg meciul. Încet, încet însă albanezii s-au regrupat, au echilibrat balanța la mijlocul terenului și au început să are zona din fața careului lui Tătărușanu. Pe fondul acestui joc bun, albanezii au reușit să marcheze chiar cu un minut înainte de fluierul de final al primei reprize. La pauză, Iordănescu a făcut ce trebuia, poate să facă de la început. L-a scos pe inexistentul Prepeliță și a dat șansa lui Sânt Mărtean să se afirme. În minutul 55 a mai primit o lovitură. Ali Bek s-a accidentat grav, astfel că în locul lui a intrat Torje, iar jocul s-a mai animat, dar nu suficient și pentru a crea panică în careul lui Berisha. Meciul se putea schimba în minutul 71, atunci când excelent găsit de Stanciu cu o pasă în careu, săpunarul a fost oprit eronat din acțiune pe motiv de offside. N-a fost 1-1, dar nici asta nu i-a ambiționat pe jucătorii noștri, care au terminat în genunchi un meci contra unei naționale care nu mai câștigase niciodată un meci la un Euro. România a pierdut astfel rușinos cu Albania și iese pe ușa din dos de la acest turneu final.